Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou tutorial. Da, după cum vedeți, s-a schimbat puțin, cred că în bine. Cred că se vede mult mai, eu așa văd, se vede mult mai bine față de tutorialele pe care le-am făcut în trecut. Da, am făcut un update, am cumpărat niște lumini cât de cât ok și după cum văd eu, foarte bine se vede. Deci, lumina contează foarte mult, mamă, softbox. Înainte de a începe acest tutorial, nu uita să dai un like, un share și un subscribe și un dislike, bineînțeles. Părerea ta este foarte importantă pentru mine și mă ajută să cresc și să fac tutoriale din ce în ce mai bune și mai calitative. Bun, astăzi o să facem tutorial la o piesă de la Nico Angel Ministeru, o piesă din fa major, o ardeleană, mai exact, foarte, foarte cerută de voi, după care o să urmeze un tutorial la instrumentala de la Banat Express, Jocul lui Stalin. Fac tutorial prima dată la această ardeleană din fa major de la Nico Angel Ministeru, pentru că, după cum știți, eu am făcut un pool acolo pe YouTube și a fost cea mai votată. După aia, pe locul al doilea a fost Jocul lui Stalin. Și da, după cum nu știați, aceste tutoriale le fac drept cadou pentru voi, pentru că am ajuns la suma de 10.000 de abonați, ceea ce mă face foarte bucuros și foarte fericit și vă mulțumesc din suflet. Bun, cam atât am avut de spus, haideți să trecem la tutorial. Ok, acum ce vreau eu să vă spun? Nu o să vă arăt o variantă a lui X sau a lui Y. O să vă arăt varianta mea, cum o simt eu acum și cum îmi place mie să o cânt în general. Bun. O să încep cu prima parte. Acum o să vă fac rar. Mai rar. La volta a doua se repetă aceeași treabă, doar că finalul diferă. Finalul l-am făcut diferit. Deci vine la fel. Bun, o să vă arăt finalul ăsta, mai rar. Legat, ar trebui să sune cam așa. Bun, trecem la partea a doua. Bun, o să vă fac și partea asta rar. Bun.
Bun, o să vă fac o dată, încă o dată mai rar. Asta ar fi toată piesa, da, are doar două părți și acum în continuare începutul este puțin diferit. După aceea se repetă exact cum vi-am arătat până acum. Haideți să vă arăt cum este începutul când repeți piesa a doua oară. Deci, încă o dată, tot așa rar. Se repetă normal a doua parte. Și asta este toată ardeleana. O mai cânt o dată puțin mai rar cap-coadă, ca să, dacă vreți, puteți să o cântați cu mine deodată. Bine, prieteni, cam atât a fost și pentru ziua de astăzi. Sper să fi fost pe înțelesul vostru. Vă urez baftă și poftă de studiu. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like și un subscribe. Și să nu uit, după cum a spus, în tutorialul următor voi face jocul lui Stalin de la Banat Express. Vă pup!